Hai, salutare, că și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum și live pe TikTok, dar mi-a sugerat cineva să facem un episod pentru Thanks. configurării aplicației pe care o putem avea chiar acum în momentul de față. Nu știu dacă o vedeți, Tikfinity, așa se și scrie. Nu știu dacă o vedeți de cam de aici. O să vă arăt setările totodată. Prima dată, după ce ai instalat, trebuie să te conectezi cu contul, dar tot timpul va trebui să fi live când o să Thanks. încep să pase pe la astea. Și aici ai cu puncte, cu înaltă, cu level, aici depinde dacă te interesează pe treburile astea, pe mine nu mă interesează în momentul de față. Ai niște overlay-uri pe care te poate ajuta pe timpul live-ului, pe parcursul live-ului, pe care le poți, un exemplu, copia și să ți le pui la tine. Aici o să vină pe partea cealaltă. Cam eu aici ăsta l-am live. Thanks. L-am salvat, am făcut acolo o cameră și o să îți apară aici cine ți-a Thanks. donat. Mersi de like-uri, nu știu de ce nu apare, dar, mă rog, nu știu de ce. Goal live, clar, ți-ai pus un goal pentru like-uri, share-uri, chestii de genul ce ai tu nevoie. Acum, Your title, aici în caz dacă vrei să pui un titlu nou, dar eu nu știu să schimb Thanks. titlurile de pe live. Thanks. Și de ce nu. Da, nu știu de ce nu apare pe live, da? Bine. Aici iar transaction, aici câte puncte are o persoană, un exemplu. Song request, dacă ai Spotify Premium, te poți loga și oamenii care sunt la tine pe live pot efectiv să îți schimbe muzica pe care o doresc ei, dar ei la rândul lor poți spune aici cam câte puncte să coste o chestie de genul. Altceva ce v-aș mai Thanks. putea prezenta ar fi un timer, dar e useless, nu prea ar fi ok să faci. Pointuri, puncte, la fel, Thanks. challenge-uri poți să faci, saving, nu știu ce, asta nu l-am probat niciodată. Așa că, let's go, cam atât ai de făcut. După ce ai terminat treaba asta, da? Stai, că am ieșit de aici. Stai să căutăm treaba Thanks. cu sound alerturile, da, cu sound alerturile. Aici sunt făcute direct de cineva sau poți să le faci tu. Cum faci un sound alert? Te duci aici la. Stai să văd dacă tu-l vezi. Create sound alert. Ai apăsat pe el. Îți apare select trigger, da? Thanks. Ai dat aici pentru follow, share, subscribe sau poate orice donație ai tu nevoie sau ce vrei să spui pe live stream. Aici e volumul, ceea ce recomand să-l puneți chiar un pic cam pe aici, că dacă nu vă sparge urechile. Select sound. What the Sigma? Ai văzut? Poți să ți l-ai ales și gata, ca să-l ștergi, ai apăsat pe delete, yes, salut. Thanks. Nu mai ai nevoie de altceva. La mine ce e random, adică ce e automat pus, nu random, scuze, e pe vânturile care apare pentru subscribe, tap la 100 de like-uri activ, gift plus one, ceva coin, nu știu ce, asta și follow. Eu pleam custom, nu mi-apare, dar nu înțeleg de ce nu mi-apare. Hai să-ți facem un mic test. Dar de ce nu mai mi-apare pe livestream? Mai are cineva habar? Da, în caz că se întâmplă treaba asta, stai să vedem pe unde. Mă rog, stai că o să facem după aia. Tot aici, create new action. Stai aici, selectezi ce vrei tu să faci. Stai că ți arăt un exemplu la follow alert. Eu cam la asta le-am. Am pus numele, show animation. Aici am ales o animație, play audio. Și cam totul îți vine automat pe engleză. Thanks. Acum, în caz dacă vrei mai multe, ți-l schimbi tu. Na. O timer, event, chatbot care te ajută foarte mult, numai că trebuie să-l activezi. Thanks. Aici ai niște comenzi, chat comenzi care la fel pus automat, TTS-ul, care dacă în caz că scrie cineva pe chat, un exemplu, Thanks. punem salut, Salut. el spune automat salut, trebuie să selectezi, să-l pui pe română, default voice ca să audă cât de cât ok, să nu, dacă îl pui pe alta, nu ok. După aia, mare grijă că de aici numai cât 100 de utilizatori poate să utilizeze chestia de la el gratuită. Dacă vrei mai mult, bagi niște bănuți și cam atâta tot. După aia poți să-l folosească mai mulți oameni.
În caz dacă se bucurește cum mi s-a întâmplat mie, stai că amul nu mai găsesc ăla de debug. Ah, nu prea ok, stai să popresc un pic aici ca să posibil să se vadă ceva. Da, e ok. Am găsit. Ai dat aici un enable. Debug mode enable. Perfect. L-ai dat la start. Dar tot timpul s-a plecat să pornite când Thanks. nu faci ceva. Thanks. Deci, mamă, ce s-a întâmplat? De ce au luat ăștia așa de mult? Dar de ce nu mai apare pe live? Eu aia nu pot să înțeleg. Oare s-a bugui chiar așa cu totul? Aia e prima dată când mi se întâmplă, chiar îmi pare rău, n-am ce să... Sau am șters eu ceva ce nu trebuia. Ia să vedem acum. Să dăm... am mai modificat un pic. După ce l-ai copiat... Na, după ce l-ai copiat, te-ai dus pe TikTok. Un Thanks. exemplu. Ai dat aici, bine, mi-ai scris pe română, asociază, ai creat un Thanks. link, ai pus link-ul aici și poți să-ți apară după aceea. Stai să mă uit să repar treaba asta totodată dacă sunt pe aici. Alex, last follow, da, stai că o facem direct acum pe videoclip, că se încearcă. Thanks. Nu apare, vezi? Chiar deloc. Any gift? No settings, I want. Da, mă, nu apare deloc. Thanks. E posibil să se fi buguit, asta. N-am nicio idee. Follow alert, gift alert, like alert. Thanks. Stai. Păi și atunci ar fi trebuit să le pun înapoi, oare? Ia să vedem care e. A, asta e așa. Da, mă, cred că am șters eu treaba cu like-urile. Deci asta ce cod are? Like. Hai să vedem. Nu vreau Thanks. duplicate. Thanks. Așa apare aici, da. Poate trebuia să-l pun din prima. S-a bugat din ceva cauză. Ok, edit. Cred că l-am bugui când l-am făcut altul nou. Când am dat de fapt să fac altul nou. Thanks. Ia Thanks. să vedem. Da, de acum de unde luam link-ul? Select. Nu, că asta cred că se pune automat. Action event. Aici. Normal. Screen overlay. Bun. Da, mă, am șters eu asta din greșeală, cred că. Ia să vedem. Acum. Normal era. Tot. Thanks. Pat. Da. Thanks. Acum, ok. Vezi cum a apărut. Deci, o să-ți apară aici. Ăsta îl copiez, un exemplu, bine ai mai multe. Ăsta l-ai copiat și l-ai pus direct în platforma de la TikTok, știi? Ai văzut cum apare acum. Cam așa, bine, poți să selectezi Thanks. tu, ca să Thanks. dai edit, ți-am zis, ai intrat aici la like-uri, chose animation, poți să-ți cauți tu pe internet ce ai nevoie, asta le cam selectezi. Și cam atât tot. Bă, sper că te-a ajutat episodul, așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și ne auzim pe data viitoare. Te-am pupat, pa, pa!